Patru primari din județ vor primi fonduri pentru funcționare. Anunțul a fost făcut de președintele Gheorghe Flutur în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean. De asemenea, din fondul de rezervă a Consiliului Județean Suceava constituit, avem pentru patru persoane 6.000 romani pentru persoane aflate în extremă dificultate, cu anchete sociale de la primării, precum și pentru acte dovedicoare, medicale dovedicoare. Și alocăm la patru primării, conform legii, primării care fac cerere pentru situația în extremă dificultate în care se află, vorba de Solca, acolo problema la căminul de bătrâni, izvoarele Sugetei, ei au avut în vară inundații și au niște probleme, nu se închid cu un drum și un port care a fost calamitat, ca cu Câmpului, care au o problemă legată de un credit și ratele, dobânzile la credit, plus investiție în ISU pentru autorizare la o grădiniță. Poensolca, de asemenea, e vorba de o situație specială. De asemenea, Consiliul Județean a primit fonduri pentru plăți către persoanele cu handicap. Ministerul Muncii de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecții Sociale, 6,3 milioane ron, care merg la persoanele cu handicap. Vă reamintesc, numărul persoanelor cu handicap în județul Suceava, în evidență, sunt 20.436 adulți și 2.364 copii. Alocăm o sumă la drumurile județene de 2,8 milioane ron.